Inorogul vă prezintă emisiunea Palatul cu Inorog. Era o zi de iarnă și ploua, iar stropii pătrunseră prin pătura de zăpadă în pământ, udară un bulb de floare, aducându-i vești despre lumea de lumină de la suprafață. Curând după aceea, Soarele se arătă cald și o rază, sfredelind zăpada, pătrunse până la bulb. Vină înăuntru, zise floarea. Nu pot, răspunse raza de soare. Nu am încă destulă tărie să deschid singură ușa. pia la vară voi putea. Când e vară? Întrebă floarea și repetă întrebarea de câte ori o nouă rază de soare pătrundea până la ea. Ce mult mai durează! Ce mult mai durează!" se plângea floarea. Zăpada era rece, dar raza calda soarelui o străpungea cu mult mai multă putere decât înainte. Bine te-am găsit! Bine te-am găsit!" spuneau razele de soare. Și iată că floarea se înălța deasupra zăpezii, spre lumea de lumină. Razele soarelui o mângâiară, astfel că floarea, se deschisă toată albă ca neaua împodobită cu dungi verzi și înclinându-și cu sfială capul. Floare frumoasă! Șopteau razele de soare. Cât de proaspătă și de luminoasă ești! Ești prima! Ești singura! Ești unica noastră dragoste! Tu tragi clopotele pentru vestirea primăverii, pretutindeni și la țară și la oraș. Noi vom domni, vom încălzi pământul și totul va înverzi. Dar tu ești prima, cea mai gingașă, cea mai luminoasă. Era veselie mare, era de parcă văzduhul ar fi cântat, de parcă razele de lumină s-ar fi înghesuit în frunzele și în tija ghiocelului. Numai că până la venirea verii mai era mult, Norii învăluiau soarele. Vânturi aspre vâjiau deasupra ghiocelului. Ai venit cam de vreme, ziceau vântul și furtuna. Puterea e în ca noastră. Trebuie să te facem să o simți și să te deprinzi cu ea. Ar fi fost mai bine să rămâi la casa ta. Nu s-ar fi cuvenit să ieși de acolo pentru a te făli. Încă nu e timpul. Era un frig tăios. Dar Ghiocelul avea în el mai multă putere decât știa el însuși. Îl întărea o bucuria de a trăi și încrederea în vara care trebuia să vină și care își vestise sosirea prin razele calde ale soarelui. De aceea floarea stătea atât de senină în veșmântul ei alb, în zăpada adâncă, înclinându-și capul când fulgii de nea se lăsau. Deși grei deasupra ei și când vântul înghețat Sufla în jurul Zănaticul verii, zănaticul verii, ai să te frângi! De ce te-ai lăsat ademenită? Te-a păcălit raza de soare? Zănaticul verii, chiuiră câțiva copii care se jucau în grădină. Uitați-vă unul! Vai cât e de drăgălaș și de frumos! Aceste cuvinte îl bucurară pe ghiocel tot atât de mult ca și razele calde ale soarelui. În bucuria ei, floarea nici nu simți că fusese culeasă. Ghiocelului i se părut dată că se afla în toiul verii. Ajunsese la o fetiță, care avea un prieten drag, ce se pregătea pentru cariera de funcționar. El să fie zănatic al verii, zise ea. Apoi, luă floarea delicată și o înfășură într-o foaie de hârtie parfumată, pe care erau scrise versuri, versuri despre flori, care începeau cu zănaticul verii și se încheiau tot cu zănaticul verii. Hârtia a fost ca o scrisoare, cu floarea înăuntru, era întuneric în jurul ghiocelului, ca pe vremea când se afla încă în bulb. Și în călătorie, floarea înghesuită într-un plic era apăsată și împinsă în toate părțile, lucru care nu era deloc plăcut. Dar se sfârși și asta. Ajunsere la capătul călătoriei, scrisoarea fu deschisă și citită de prietenul drag al fetei. Era atât de fericit și de voios încât sărută floarea. După aceea, ghiocelul, împreună cu versurile, încăpură într-un sertar, unde se aflau mai multe scrisori frumoase. Dar nici cu flori. Ghiocelul era prima floare, singura, așa cum de altfel i-o Și primele raze de soare, lucru care îl făcuse să simtă multă bucurie. Vara trecu, trecu și lunga iarnă, și când se făcu din nou cald, ghiocelul ieși iarăși la izală. Numai că tânărul acum nu mai era bucuros înșfăcând hârtiile cu ciudă, le-a zvârlit cât colo. Așa că floarea căzu pe podea. Era presată și uscată, dar pentru atâta lucru nu trebuia să fie aruncată pe jos. Oare ce se întâmplase? Ceea ce, din păcate, se întâmplă deseori. Fata îl uitase și se împrietenise cu alt băiat dimineața soarele învălui în rozele lui pe micul și uscatul zănatic al verii, care arăta de parcă ar fi fost zugrăvit pe podea. Dar, fata, care mătura încăperea, îl ridică de pe jos și îl puse într-una din cărțile ce se aflau pe masă, crezând că floarea căzuse dintre file, în timp ce ea dereticase și aranjase cărțile. Și floarea stătea din nou între versuri, versuri tipărite și ele sunt mult mai de preț decât cele scrise de mână. Cel puțin pentru că au costat mai mult. Trecură ani. Într-o zi, cartea a fost scoasă din raft, deschisă și citită. Era o carte bună, o carte de versuri și cântece ale unui poet cu renume. Bărbatul care citea cartea întoarse pagina. Uite o floare, zise el, uite un ghiocel! Cu siguranță că a fost pus aici din întâmplare. Rămâi ca semn de carte. Fără îndoială că de tine sunt legate amintiri foarte frumoase. După care, zănaticul verii fu pus la loc în carte. Se simțea foarte onorat și era bucuros să știe că va servi ca semn de carte în acel frumos volum de versuri. Aceasta este, dragi copii, povestea ghiocelului, a micului zănatic al verii.